văd și o întregire neamului și au bună vestirea dreptății lui Dumnezeu. Ascultați, români fericiți, bună vestirea unirii noastre pe veci cu țara mamă, România. Pentru a celebra cum se cuvine ziua Marii Uniri, de aici, din inima Transilvaniei, vă oferim un buchet de flori. Flori crescute în lumina marelui arbore, Iuliu Hosu. Mărturisitori ai credinței și personalități ale Bisericii Române Unite cu Roma. Flori pe care le-am regăsit într-o zi cu lumină din lumină, în catedrala preotului greco-catolic Alexandru Borza. Asemenea celebrei Sagrada Familia, dar de 100 de ori mai frumoase ca anii pe care îi celebrăm astăzi cu pietate. Dacă Iuliu Hosu citea proclamația de la Alba Iulia alături de mitropolitul Miron Cristea în 1918, ca într-o firească reverență, astăzi cele două personalități ale Bisericii Naționale s-au întâlnit să evoce figura marelui cardinal Iuliu Hosu. Atunci când vorbim despre centenarul Unirii, cred că este important să avem acea idee de ansamblu pe care o oferă eminența sa, cardinalul Iuliu Hosu, într-o frază memorabilă pe care o spune: dacă nu era Unirea de la 1700, nu era nici adunarea de la Blaj din 1848 și nu era nici Unirea de la 1 decembrie 1918. Un arc peste timp care leagă aceste idealuri ale unității, unitatea între confesiuni, unitatea ca și națiune între români și toate acestea cu un singur scop, care este unitatea cu Dumnezeu. O țară unită, o credință unită, aduce unitate și în suflet, aduce și unitate între oameni în societate, pentru noi în societatea românească. Rămân toate acestea un ideal care trebuie continuat cu bucurie și îl rugăm pe Bunul Dumnezeu să putem trăi cu bucurie credința noastră ca sursă, izvor pentru viața noastră de credință, pentru viața veșnică. Suntem aici în acest cadru minunat al profesorului protopop onorar Alexandru Borza, unul dintre eminenții oameni de știință, botaniști ai țării noastre, ai bisericii noastre, spunem cu mândrie, pentru că aici primăvara are o trăire cu totul particulară și o rezonanță care pătrunde mai adânc în sufletele noastre. De fapt, anotimpul primăverii este lăsat de Dumnezeu cu un scop foarte precis în fiecare an. Este ca o lecție pe care Dumnezeu ne-o repetă pentru ca noi să putem înțelege că așa cum natura reînvie în fiecare an fără contribuția noastră a oamenilor, la fel noi, oamenii, suntem chemați să credem că și noi vom învia. De aceea îi mulțumim lui Dumnezeu pentru aceste lecții pe care ni le oferă. Îi mulțumim și pentru lecția pe care ne oferă martirii, mărturisitorii bisericii și pentru modelul tuturor acelora pe care îi socotim între ziditorii Marii Uniri de la 1918. Să spunem pentru toți: odihna cea veșnică tălălor, Doamne, și lumina cea fără de sfârșit să le strălucească lor. Amin.
Suferințele veacurilor se îmbracă în lumină, cum revarsă în clipa aceasta soarele asupra noastră lumina sa, cu binecuvântare. Am deosebită plăcere să vi-l prezint astăzi pe preasfinția sa, episcopul Florentin, alături de care vom încerca în această grădină a lui Alexandru Borza, în această biserică a părintelui Borza, să punctăm câteva idei importante în anul centenar. Vă mulțumesc pentru invitație, vă mulțumesc pentru că mi-a oferit ocazia să revin cu bucurie în acest cadru natural atât de frumos și care ne apropie și de marea personalitate a profesorului Alexandru Borza, unul dintre eminenții profesori ai Universității Clujene, și ne aflăm aici, așa cum spuneați, în catedrala pe care el însuși a fondat-o în 1920 și care până în zilele noastre rămâne un punct de referință nu numai pentru orașul nostru, dar putem spune pentru întreaga zonă europeană în care se află, sigur, și țara noastră. Și am venit cu bucurie în acest cadru pe care l-ați numit foarte frumos o catedrală, pentru că este creația lui Dumnezeu, cartea naturii mereu deschisă, care ne amintește că suntem cu toții în această catedrală ca fii ai lui Dumnezeu, prin Fiul Său înviat din morți și noi sortiți învierii. Într-adevăr, anul acesta este anul marelui centenar al Unirii de la Alba Iulia. Pentru noi este și anul omagial dedicat cardinalului Iuliu Hosu, eminenta personalitate a eparhiei de Cluj-Gherla. Totodată este și anul în care împlinim 165 de ani de la fondarea eparhiei de Gherla. Este un întreit motiv de celebrare și de bucurie în amintirea marelui făuritor al Unirii din partea bisericii noastre. Sigur, în spatele acelui moment festiv de la Alba Iulia au fost o serie de alte personalități ale bisericii, pentru că practic momentul de la 1918 este încununarea unor idei pe care le găsim începând de la episcopul Micu Klein, cel care a fost, spunem noi, cel dintâi care a promovat public noțiunea de națiune într-o vreme în care Imperiul Habsburgic era un imperiu de națiuni, dar românii nu erau recunoscuți ca și națiune. Continuând apoi cu marii corifei ai școlii ardelene blăjene, care prin scrierile lor au reușit să ridice nu numai nivelul cultural, dar și acest sentiment național la nivel public, zicem noi, în biserică. Iar 1848-ul, adunarea din mai de la Blaj, deja aude acele glasuri strigând: noi vrem să ne unim cu țara. Conștiința națională care se exprimă public. Și apoi a fost, să zicem așa, chestiune de ani, până la momentul definitiv în care cardinalul de vrednică pomenire, martir și mărturisitor pentru credință, a putut spune celor peste 100.000 de oameni de pe câmpul Horea de la Alba Iulia: de acum înainte, o singură țară, România, una și nedespărțită, întemeiată pe dreptatea lui Dumnezeu și credința poporului său. Deci o verticală, dreptatea lui Dumnezeu, și o orizontală, credința poporului său. Într-adevăr, un cuvânt profetic
și de asemenea un cuvânt ziditor care rămâne pentru noi un punct de referință atunci când vrem să ne verificăm identitatea noastră românească. Românii adunați în această adunare națională, salută pe frații lor din Bucovina, scăpați din jugul monarhiei austro-ungare și uniți cu țara mamă, România. Părintele Borza, probabil că oamenii știu că a urmat studii teologice, deci el a urmat seminarul teologic, a făcut iarăși studii teologice la Budapesta, practic înaintea studiilor științifice, de pe partea de botanică. S-a întors apoi la Blaj, unde a activat ca profesor la liceu din localitate, la liceul de băieți, la liceul românesc de băieți din Blaj, și de unde a fost implicat practic în această mișcare practic românească care a dus la înfăptuirea Unirii și a fost implicat în mod direct în organizarea Marii Adunări de la Alba Iulia, a fost implicat în mod direct în editarea ziarului din acea perioadă scos pentru acea ocazie și a scris chiar articole în ziarul respectiv, în ziarul Alba Iulia. Și deci a avut o, pe lângă partea științifică, profesorul Borza și părintele Borza, a avut și o viață importantă și în, sau o implicare importantă și în viața urbei, și în viața sufletească, și în viața oamenilor. Și într-adevăr a fost chiar arestat în 48, când, mă rog, vremurile respective au fost de așa natură încât a trecut printr-o perioadă mai dificilă. Dar a rămas, eu zic, până la urmă, indiferent cum au trecut vremurile peste el, a rămas un spirit care a luminat și a bucurat pe cei din jurul lui prin opera care a lăsat-o și care dăinuiește, iată, la aproape 100 de ani după activitatea și după înființarea grădinii. Practic și noi și grădina va aniversa anul viitor și în anul următor centenarul, 100 de ani de la înființare, împreună cu universitatea. Plantele fac parte din acest bun pe care Dumnezeu ni l-a lăsat nouă și părintele Borza, prin faptul că a organizat o grădină botanică în Cluj pentru prima dată și a făcut-o în felul acesta, spre bucuria tuturor celor care trec pragul, practic, te afli aici într-o biserică, așa cum a spus, într-o catedrală și un loc deosebit. Iată-ne într-o zi binecuvântată de părintele Alexandru Borza. Suntem în grădina botanică și avem deosebită plăcere să stăm de vorbă cu marele psihiatru Traian Neamțu, un om care cunoaște sufletul omului de lângă el mai bine poate decât o face un preot în confesional. Și asta datorită anilor de experiență pe care îi are și multor suferințe care s-au pus, iată, aici. Cred că se aude ce avem noi aici. Avem o baterie, din păcate. Domnule doctor, intrăm direct în subiectul emisiunii de astăzi. Am vrut să o dedic în speță lui Iuliu Hosu, lui Alexandru Borza, că suntem aici, și marilor personalități ale Bisericii Române Unite cu Roma, care au suferit pe nedrept. Ați fost și martor ocular, ați suferit și dumneavoastră. De ce? Întrebarea directă. Întrebarea nu e grea. De ce? Fiindcă neamul românesc, din care fac parte, a fost un popor deosebit, cu caracter. De ce vorbiți la trecut? Cu credință în Dumnezeu, cu iubire de țară și neam. Și când a venit comunismul, se poate vedea azi, și unii de azi se mândresc, n-au acceptat comunismul.
Și a început o luptă dură. Știau ce așteaptă fiecare și cu toate astea, știind că te așteaptă securitatea cu bătrâile, că vei fi scuipat, că vei fi bătut, însă au luptat fiecare cum au putut. Alții cu arma în mână în munți, alții cum au putut. În frunte am avut și preoții roști, greco-catolici, pe care i-am cunoscut foarte bine și nu mă refer pentru că eu sunt greco-catolic, și o să vă enumer câțiva. Și bineînțeles că regret azi când văd că omul român care a fost cu caracter de omenie, cu bun simț, cu credință în Dumnezeu, s-a schimbat. Și comuniștii au făcut omul nou, homo sovieticus, fără credință în Dumnezeu, fără iubire de țară și neam. Vedem ce avem azi. Fără bun simț, fără caracter. Îi vedeți hoție și hoț, unul mai mare decât altul. Ei, asta nu-i România de azi pe care o vrem, asta nu-i țara noastră a celor care ne-am jertfit. Dar peste 2,5 milioane de români sunt în pământ. Nu pot să vadă cei după ei. Noi care am rămas suntem sub 1,000 pe țară. Și în curând nu o să mai audă oamenii s-o lichida cu foștii deținuți politici și cei care ne conduc azi o să fie mândri. Ei, asta nu-i România pe care mi-am dorit-o eu și frața mea de suferință, fiindcă pline sunt câmpiile țării de morminte fără cruci. Aș putea să vă relatez multe. De ce e azi și se vede, dar n-are rost? Fiindcă neocomuniștii sunt la putere. Și a spus-o de la început, Iliescu a fost cinstit. La Revoluție, vreau să fac comunism cu față umană. Ori asta e comunismul cu față umană pe care îl aveți, dragi telespectatori. Și nu vă mirați de mizeria și minciuna ce există în țară. Dacă unii, orice țară, ar avea un om, cum a fost Ogoreanu, care a luptat 10 ani în munți cu arma în mână împotriva comunismului și care 25 de ani l-a prins toată securitatea isteață din România. Aici e vorba de o afecțiune, aici e vorba de oamenii bolnavi. Ce este un psihopat? Adică de oameni care nu sufere, ăsta e psihopatul, dar face pe altul să sufere. M-ați înțeles? Câți oameni suferează că salariul i s-a mișorat. Și alții glumesc. Sau luați-i cum vreți să nu-i nominalizez eu. Ei, a ajuns țara pe mâna psihopaților. Și ce sunt, sunt tratamente, domnule doctor? Să vă spun deschis și colegi de psihiatrie care vedea să vă spun, psihopatia nu se tratează. E o bolă psihică frecventă, dar n-are tratament pentru asta, că e chestie de educație, e chestie de cum te-ai născut și cine te-a educat în familie și după aia ce rol a făcut biserica și bisericile. Pe vremea mea, sunt mândru că l-am cunoscut pe preasfințitul Iuliu Hosu. La școală am fost spovedit de el prima dată. Și am acasă chipul sfânt pe care mi l-a dat Iuliu Hosu. Și sunt mândru. Ei, eram la școală, făceam religie. Și dimineața, înainte de a merge la clasă, mergeam la biserică și ne rugam lui Dumnezeu în Gherla și îl făcea liturghie acolo. Un preot și o personalitate venea la biserică și lumea mergea la el și îi pupa hainele. Și venea pe jos. Nu-i trebuia bodyguards. Adunarea națională hotărăște instituirea unui mare sfat național român care va avea tot îndreptățirea să reprezinte națiunea română oricând și pretutindeni față de toate națiunile lumii. Am rămas în biserica lui Alexandru Borza,
împreună cu cel mai fidel anfitrion al emisiunilor Lumea Credinței și Spirit și Credință, Părintele Teodor Lazăr. Vă mulțumesc! Eu vă mulțumesc pentru că mă găzduiți azi într-o minunată grădină a Transilvaniei. Haideți să facem minunat. Niște racorduri frumoase, periculoase, colorate și bine miresmate ca în această zi între Alexandru Borza și Iuliu Hosu. Pe mine m-a dus mintea în raport cu marele Iuliu Hosu, dar și cu marele Alexandru Borza. În raport cu Alexandru Borza m-a dus mintea spre grădinarul din Evanghelie. Știți când femeile s-au dus? Era o grădină. Era Hristos, era regal îngropat într-o grădină și acolo era un grădinar. Ei, Părintele Borza s-a făcut un grădinar, acoperind un spectru foarte larg a conceptelor grecești despre viață. Greci, vechi greci, defineau în trei registre viața: bios, zoe și psihe. Apropo că a stat de vorbă și cu medicul psihiatru, cel care se ocupă de bolile sufletului, doctorul Neamțu, iar Alexandru Borza s-a pliat foarte bine pe aceste trei realități conceptuale care definesc viața în plinitudinea ei. A fost un biolog, s-a ocupat de partea frumoasă și mă gândeam ce bine totuși că măcar florile nu fac politică. Știu să înflorească și atât. Și oamenii, când nu intră prea adânc în aceste registre ale polisului, mai mult ideologizând prea mult, rămân flori, nu le cad petalele. Ce frumos! A acoperit și personalitate complexă. Trebuie să recuperăm această mare figură a preotului bisericii noastre, care este un întemeietor în felul lui. În zona biologică, biosul, zona aceasta florală, plantele, apoi zoe, preocuparea pentru partea zoologică superioară, omul, și a fost și un grădinar al sufletelor. Iată ce, câtă complexitate a stat în această personalitate bine zidită. Da, și e foarte bine depunctat faptul că în 1948 a avut acel curaj care l-a costat. Da, curajul are prețul său, nu? Curajul are prețul său și prețul uneori e chiar crucea. Punerea lui Hristos pe cruce, așezarea lui pe cruce voluntar, a fost un act de teribil curaj. Nimic mai important ca nevoie a zilelor noastre, mai ales în biserică și în societate, nu ar fi decât calitatea aceasta, noblețea curajului. Avem nevoie, Steinhardt vorbea foarte frumos, Steinhardt a creionat un portret succint a unui ierarh, de exemplu, sau unui slujitor, de ce nu? La urma urmei, fiecare are un loc în ierarhia slujitoarei a bisericii, iar la loc de cinste, ca virtute, prin toate virtuțile, a creionat, a așezat, a tușat foarte atent curajul. E nevoie de curaj azi poate mai mult decât oricând sau ca întotdeauna. Revenind la legătura dintre Iuliu Hosu și Părintele Borza. Da, doi oameni care au survolat atent istoria. O caracteristică dincolo de curaj, aș spune sensibilitatea la momentul istoriei. Atent, foarte atenți la, în raport cu istoria pe care au trăit-o. Ne folosind istoria ca oportuniști, dar fiind foarte oportuni în momentele mari istorice. Îl avem pe Alexandru Borza, care a făcut dintr-un mormânt, probabil, sau dintr-un loc de deal părăsit, a făcut o grădină, a făcut pe cum Hristos prin înviere, nu? Până acolo au știut că e vorba de un mormânt, femeile când s-au dus și-au dat seama că e vorba de o grădină. Ce frumos! Ce frumos! Iar Iuliu Hosu, ce să mai spunem de Iuliu Hosu și de crucificare? Vreau să vă dau un singur exemplu, pentru că suntem în an jubiliar, nu? De centenarului al României Celei Mari. Îi datorăm imens, sigur datorăm multora și pe o distanță lungă în timp, dar datorăm imens acestei personalități ierarhice a Bisericii Greco-Catolice. Vreau să spun un detaliu apropo de curajul său și de tensiunea, de răstignirile sale. E un om care a știut să se răstignească în mare folos, că sunt și false răstigniri. S-a dus până acolo în limita răstignirii propriei conștiințe. Și vă dau un detaliu. Era un diplomat prin excelență, ca simplu preot militar, în garnizoana Vienei cu transilvanenii, s-a dus să colinde împăratul. Și a fost primit în curtea imperială, un preot ardelean român, la curtea imperială să colinde. Și a făcut relații diplomatice destul, chiar cu primarul Vienei, capitalei din vremea aceea. Mare lucru, dar asta a contat foarte mult. După aceea, când a fost numit ales ca episcop, el a trebuit să depună jurământ de fidelitate la împărat, la curtea imperială. S-a dus să depună jurământ de fidelitate,
înainte de hirotonie, cu câteva luni, a venit și cu condițiile de atunci de deplasare, a luat la pas toată episcopia de Cluj, care cuprindea atunci, atenție, și Baia Mare. Baia Mare s-a desprins pe urmă. Deci, mii de localități le-a luat la pas într-un an de zile să le spună românilor. Am văzut o scriere chiar astăzi că n-ar fi fost adeptul total al Unirii. Fight Iuliu Hosu a fost campionul Unirii, luptător prin excelență, a luat la pas și în pofida jurământului de fidelitate, rostit împăratului, curții imperiale, el a venit să le spună românilor o altă poveste, povestea lor, nu povestea împăratului acestea, ci în povestea lui Hristos și povestea lor a unor iobaci care vreau să fie luați în seamă și să aibă o determinare proprie ca neam. S-a dus din sat în sat ca să-i convingă. Deci Alba Iulia n-a fost o chestie spontană, căzută din cer. A fost sudoarea unui ierar care și-a tocit, cred că 10 de perechi de papuci pe dealurile Transilvaniei, din casă în casă aproape, aș putea spune, din om în om, ca să ajungem la un 1 decembrie la Alba Iulia. Deci a fost o muncă, n-a fost doar partea de fotografie, de portret, până acolo a fost o muncă asiduă. Acesta este portretul adevărat, profund, un om care și-a răstignit la limită conștiința între un împărat vremelnic, care a mai stat un an de zile, Carol I al Austriei, și poporul său. Pentru care a stat pe cruce până la capăt. Pentru popor putea să stea la Roma, într-un confort deosebit, cu mari distincții pe care le avea deja. Nu, a stat pe crucea poporului său până la capăt. Cuvintele Domnului se împlinesc și aici, într-o împlinire a dreptății dumnezeiești. Mulți au dorit să vadă ce vedeți voi și n-au văzut. Și să audă ce auziți voi și n-au auzit. Ochii voștri sunt fericiți că văd și urechile voastre fericite că aud. Sunt foarte multe personalități care, într-un mod sau altul, au contribuit la momentul unirii. Dacă ne gândim la episcopii începători ai unității cu Biserica Romei și apoi, mergând în continuare la episcopul vizionar Inocentie Micu Klein, cel care aduce această noutate, adică nu plebs valahica, nici chiar gens valahica, ci natio, o națiune. Mergând mai departe pe firul istoriei, ne gândim la primele documente de întemeiere ale eparhiei noastre, unde se vorbește despre națiunea românilor credincioși din Transilvania. Este primul document pontifical, la 1853, care afirmă existența unei națiuni românești în Transilvania. Suntem înainte de 24 ianuarie 1859, mult înainte de 1 decembrie 1918. Sigur, la toate acestea contribuie și curentul numit Școala Ardeleană, călugării bazilieni de la Blaj, care prin scrierile lor delinează, de fapt, conturul unei națiuni dornice de afirmare. Mergând mai departe, spre sfârșitul secolului al XIX-lea, ne gândim la preotul Vasile Lucaciu și toată mișcarea memorandistă, care era de fapt o mișcare pentru afirmare națională, apoi marii politicieni, pentru a da doar câteva nume, Alexandru Vaida Voievod, un nume de răsunet și pentru orașul nostru, dar și pentru întreaga țară, și cei împreună cu dânsul, ne gândim și la Vasile Goldiș, ne gândim la toată acea pleiadă care, de fapt, a luptat pe plan politic pentru acest moment al unității. Mergând după momentul unității, cei care au încercat să mențină această unitate, pentru că unitatea realizată la 1 decembrie 1918 a fost un moment. Însă trebuie să vedem înainte cei care l-au susținut și apoi cei care l-au continuat
Și aici ne gândim sigur la toți martirii și mărturisitorii pentru credință și numai puțin români, aceia care au ales să sufere pentru unitate, dar să rămână perseverenți în credința lor. Monsignorul Tertulian Langa este o mare personalitate a bisericii, cu toate că putem afirma că majoritatea timpului vieții părintelui vicar general Tertulian Langa a fost într-o clandestinitate. Și apa este într-adevăr un simbol al memoriei noastre, al conștiinței noastre. De fapt, vedem și aici, în clipa în care apa este tulburată, reflectă imaginea exterioară frânt. În clipa în care apa este calmă, ea reflectă fidel imaginea realității. În mod asemănător, conștiința omului, care poate să rămână netulburată în situații limită. Și aici este factorul credință. În momentul în care trupul este supus unor încercări, dar înăuntru este liniște. Realitatea se reflectă așa cum trebuie. Însă atunci când poate afară este liniștit, iar înăuntru este apă tulbure, de multe ori deciziile sunt greșite. A fost exemplu pe care ni l-au oferit cei care au trecut prin focul închisorilor și au ieșit din acest timp al detenției, nu cu ură sau cu dorință de răzbunare, ci tocmai cu dorință de împăcare, cu dorință de unitate, de unire, un model foarte frumos, care erau cu mâinile întinse spre aceia care i-au torturat, invitându-i să devină prieteni sau unii dintre ei chiar fi spirituale. Rolul meu a fost acela de a fi martor. Și astăzi să pot vorbi în fața televiziunii, a micilor ecrane, a beilor de magnetofon, să pot vorbi despre mărturia supremă și sublimă pe care au dat-o episcopii greco-catolici, cei care trebuiau să fie trecuți în neființă, pentru că în mod nefast se folosește și noi înșine utilizăm această expresie, desfințarea bisericii. Și aceste ființe nu poate fi desfințate. Biserica poate fi interzisă, dar nu desfințate, pentru că e ființă. Numai Dumnezeu poate desfința ființă. Să concentrăm 17 ani de închisoare. Iar ceea ce povestesc eu, ca urmare a poruncii pe care am primit-o de la Papa de a scrie, eu nu povestesc cu acest aparat de filmat. Eu nu fixez imagini. Au fost 10 de memorii de închisoare care s-au prezentat imagini. Eu relatez un film interior, pentru că închisoarea noastră a fost o intensă trăire interior. Și mi-a dat Dumnezeu un dar special, pe care nu mi-l pot explica decât ca un dar al lui Dumnezeu, capacitatea de a reproduce cuvânt de cuvânt tot ce am auzit în închisoare. Și privesc în ecran, ecranul are pentru mine funcția de oglindă magică și îmi relevă tot ceea ce am trăit. Nu m-am plimbat cu o cameră prin mediile pe care am trecut. N-am socotit că este necesar să filmez cadrul jilave al Gherlei, al Aiudului, al Brăganului, al Cananului. Acestea sunt cu totul superficiale. Deși sunt tragice evenimente în istoria poporului român. Ceea ce am făcut a fost să mă plimb cu camera de luat vederi de conștiință.
și am scris cuvânt de cuvânt tot ce am gândit în acești ani, tot ce am trăit. Nu amintiri, ci imagini vii, realități trăite. Și n-aș putea să vorbesc acum despre odiseea vieții mele fără ecranul de televizor, care potrivit conceptului de Dharma, oglinda magică a filozofiei budiste, a exercitat asupra mea o influență psihică de neînchipuit. M-a revelat pe mine însumi. Nu eu am scris, ci revelația care s-a produs în mine. Am reprodus plânsul, geamătul și lacrima pe care nimeni nu o poate, bani decât cel care o trăiește. Martirajul episcopilor mei, cu unii dintre ei împărtășind același spațiu carceral, toate aceste realități inimaginabile pe care nici eu însă nu le pot reproduce. Această dramă, un creștinism spulberat, risipit în beciuri, în pivnițe, în păduri, în camere ascunse. Părintele Matei este o figură remarcabilă a bisericii noastre, ieșise din detenție. Părintele Boile avea această faimă de blândețe, de calm, care venea tocmai din răbdarea anilor de închisoare. Acea răbdare a orelor petrecute între cruci de gratii, în care universul exterior neschimbat pentru zile, săptămâni, luni, dădea voie universului interior să se dezvolte. Acea universitate, cum a chemat-o episcopul Iuliu Hosu, timpul detenției, o universitate a spiritualității interioare. Știți cum din experiența mea din închisare este următoarea. Nu poate fi un ortodox anticatolic sau un catolic antiortodox decât cel care nu este creștin. Eu n-am nici neam, nici credință, nici suflet de vânzare. Mi-am dat seama, pipăind așa lucrurile, cât este de adevărat ceea ce spune Iisus. Cel ce vrea să-și salveze viața și sufletul îl va pierde și cel ce își dă viața și sufletul pentru mine și pentru Evanghelie îl va câștiga. În relațiile noastre cu ceilalți oameni întotdeauna intervine dorința noastră de a modifica puțin realitatea și de a pune în favoarea noastră anumite lucruri. Cu Dumnezeu nu se poate. Eu vă spun un lucru. Tocmai pentru că suntem așa de jos, la noi este evident, nu există altă scăpare decât întoarcerea la Hristos. Nu există! Preasfințitul Lucian Mureșan este unul dintre... Al treilea cardinal. Este al treilea cardinal al bisericii noastre și a avut harul de a fi hirotonit în timpul clandestinității bisericii, a acceptat să facă parte dintr-o biserică ce se afla deja în afara legii, bine știind la Marton Aron și el, un mărturisitor al credinței, a venit într-o seară și le-a spus, uite, dacă voi, cei care sunteți greco-catolici, erau 5 candidați greco-catolici care deja se aflau în anul 3 de studii, dacă voi reușiți să mă înțelegeți, atunci este bine, pentru că mi s-a pus în vedere, ori vă exmatriculez
ori se închide seminarul, deci securitatea va închide cursul de pregătire pentru toți preoții romano-catolici. Și cu lacrimi în ochi le-a făcut această propunere și, bineînțeles, toți cei cinci candidați greco-catolici în acea seară și-au făcut valizele și au plecat din seminar. Au continuat pregătirea lor în clandestinitate și au fost hirotoniți ulterior în clandestinitate preoți, iar eminența sa astăzi, întâi stătătorul bisericii noastre, prea fericitul părinte Lucian Mureșan, a fost hirotonit în 1990 în parcul din Baia Mare, în parcul central, în fața monumentului ostașului român, poate în mod simbolic, lupta pe care au dus-o pentru credință, lupta pentru păstrarea identității lor și a unității cu Biserica Romei. Ne rugăm Bunului Dumnezeu ca să poată primi lumina Lui și să conducă în continuare cu înțelepciune destinele Bisericii noastre spre mântuirea sufletelor. Iisus Hristos a avut 12 apostoli și unul dintre ei a defecționat. Biserica greco-catolică din România a avut și are 12 episcopi și nici unul nu a defecționat. Biserica greco-catolică din România este o biserică vie. Ea a trăit și în clandestinitate, păstrându-și toate structurile de funcționare. Eu însumi sunt produsul clandestinității. M-aș duce la anul 1054, an până la care biserica s-a numit nici catolică, nici ortodoxă, nici romano-catolică, nici greco-catolică, nici armeno-catolică, și simplamente era biserica creștină, creștină. Deci eram frați. Primul mileniu din istoria creștinismului, nu? De la Hristos încoace, am fost o singură biserică, o singură turmă și un păstor. Noi acum suntem catolici, dar și orientali. Și papii, dar și Conciliul Vatican II, dar și papii de atunci încoace și toate dispozițiile Sfântului Scaun ne-au îndemnat să ne păstrăm nealterat ritul oriental. Să fie o unitate în diversitate. Prin hotărârea noastră se înfăptuiește România Mare, una și nedespărțită, rostind fericiți toți românii de pe aceste plaiuri, ne unim pe veci cu țara mamă, România. Parcurgând temele subiectului nostru de astăzi, centenarul Marii Uniri, personalitățile Bisericii Greco-Catolice, marile personalități de la Iuliu Hosu până la al treilea cardinal al nostru, Lucian Mureșan, aș vrea înainte de orice să precizez pentru telespectatorii noștri că sunteți fiu de preot, și ca orice fiu de preot greco-catolic ați trecut și prin perioada de persecuție. De aceea ați înțeles mai bine miezul problemelor Bisericii greco-catolice pe care ați apărat-o până în prezent și o veți face dacă e nevoie și de acum încolo. Bineînțeles. L-ați cunoscut personal pe Iuliu Hosu, un lucru absolut extraordinar, lucru care n-ar trebui să fie ratat de telespectatorii noștri. Cum l-ați perceput pe Iuliu Hosu, copil fiind?
Da, când l-am cunoscut eu pe Iuliu Hosu, eram copil cam în jur de 10 ani ca vârstă, dar mi-a produs o impresie deosebită. L-am considerat o mare personalitate, un adevărat simbol național, pentru că în concepția mea, Biserica Greco-Catolică a fost întotdeauna o punte spirituală între România și țările occidentale. Biserica Greco-Catolică, ea poate fi considerată ca partidul țărănist, o biserică a trecutului? Nu. După părerea mea, este o biserică a prezentului, dar și a viitorului. Și ea va face în continuare, așa cum foarte bine spuneați, o punte între o Românie uitată de cine vrea să facă acest lucru și da, țările civilizate, da, lumea civilizată. Așa este. Apelez din nou la franchețea dumneavoastră și vă întreb abrupt, Iuliu Hosu va fi canonizat așa cum așteptăm cu toții? Eu consider că ar merita să fie canonizat și în cele din urmă se va întâmpla această canonizare. Pentru că noi îl considerăm, cel puțin în concepția mea, ca fiind un adevărat erou național, întrucât el a avut o atitudine deosebit de curajoasă, pe de o parte, iar pe de altă parte, o atitudine deosebit de fermă vis-a-vis de atrocitățile care au fost comise în regimul comunist vis-a-vis de cultul greco-catolic și de membrii lui. Aș dori să arăt că în timpul războiului Iuliu Hosu a avut o atitudine foarte pozitivă și internațional apreciată în legătură cu situația evreilor din Transilvania. A fost foarte apreciat de liderul de atunci, un rabin care a venit în țară, după câte am citit, prin anii 80-88, cam așa ceva, și în semn de recunoștință a depus o coroană de flori pe mormântul episcopului Iuliu Hosu. Iată, am avut deosebită onoare să fim din nou primiți cu aceeași amabilitate de una dintre marile personalități ale Clujului și automat ale Bisericii Greco-Catolice. Vă mulțumesc, domnule profesor. Și eu vă mulțumesc. Fraților, ceasul plinirii vremii este acesta, când Dumnezeu Atotputernicul rostește prin poporul său credincios dreptatea sa în sătate de veacuri. Citesc din memorie o frază din discursul lui Iuliu Hosu. El citează Evanghelia după Matei. Voi vedeți ce
cei ce părinții voștri ar fi vrut să vadă și n-au văzut. Și auziți ceea ce părinții voștri au dorit să audă și n-au auzit. E o frază din discursul acela minunat pe care l-a ținut acolo în fotografia pe care o vedem, pentru că Samuel Mârza, acel fotograf minunat, poate întâmplător a ajuns acolo, dar ne-a lăsat pentru noi câteva imagini. Pe fotografia respectivă este Miron Cristea, se vede că era un pic fric și peste reverenda lui și-a pus o cergă țărănească. Iar în față se vede că stă Iuliu Hosu, care citește rezoluția. Cuvintele Domnului se împlinesc și aici, într-o împlinire a dreptății dumnezeiești. Mulți au dorit să vadă ce vedeți voi și n-au văzut. Și să audă ce auziți voi și n-au auzit. Ochii voștri sunt fericiți că văd și urechile voastre fericite că aud.